Doamnelor și domnilor, am revenit. Suntem în studioul Bucovina TV. Suntem alături de deputatul PNL de Suceava, cu responsabilități practice, fizice, de toate felurile, psihologice, psihice, politice, de care vezi dumneavoastră pe zona Fălticeni a PNL-ului, o zonă foarte delicată din perspectiva aceasta a liberalismului și a votului pentru PNL, domnul Bogdan Gheorghiu. Domnule Gheorghiu, v-am văzut foarte pregătit cu niște probleme pe PNDL, ați și stârnit puțin discuția la un moment dat. Domnul, chiar n-am să ascundeam două foi, una e programul cu luna diaspora și una sunt ceva cifre cu PNDL-ul, că vă dați seama, ca să nu greșesc, e mai bine să vin cu cifrele scrise, pentru că sunt cifre. Înainte să intrăm în speculații, că e foarte simplu să intrăm în speculații, să facem comentarii politice. Și dumneavoastră, vă și pricepeți la asta, de-aia v-am și trimis în Parlament să faceți comentarii politice și administrație pentru noi cât puteți, dar comentarii politice în special. Vă rog să comentați din perspectivă externă, nu implicat emoțional, da? Din perspectivă externă, suma aceasta alocată județului Suceava, 928 de milioane de lei. Și faptul că din această sumă, mai bine de un sfert, este alocată Consiliul Județean Suceava. Corect. Vă rog. După care intrăm pe capitol, vedem ce s-a întâmplat, de ce toată tevatura cu domnul Nichifor, ce își dorește domnia sa. Vă rog. Păi, suma este, știți foarte bine, una extrem de mică în raport cu necesitățile, pentru că noi avem în România 40 de județe. Județul Suceava, ca să îl dimensionăm corect, are cea mai mare rețea școlară, de exemplu, din România, dacă împărțim Bucureștiul pe sectoare. Adică județul Suceava are cei mai mulți kilometri pătrați, cred că după județul Timiș, dar ca și aglomerare de zone locuite, noi suntem net deasupra. E ca și cum ai spune așa, am dat 100 de mii de dolari Olandei și am dat 110 mii de dolari Rusiei. Cam așa ar suna comparațiile făcute de domnul Stan. Adică el a luat o cifră, domnule, cea mai mare din țară. Dar dacă iei județul Tulcea, exemplu dat de domnul Nechifor, de unde e premierul Tudose? 71 de milioane. Deci noi am primit 928. 928 de miliarde, ca să vorbim în lei vechi, da? Da, ceva în genul ăsta. Așa. Aici sunt 928 de milioane. De milioane de lei. Da. 9.000 de miliarde. 9.000, da. E mult. Cred că sunt 9.200... 9.280 de miliarde. Așa, sau 928 ceva. Atunci să vorbim în ron, ca să nu ne... 928 de milioane de lei. Vorbim de 928 de milioane de lei la un județ cu 114 localități, da? Corect. E exemplu cel mai elocvent. Și dincolo vorbim de 700 și ceva de milioane de lei, deci aproape de 900, la un județ cu 51 de localități, domnul Chira. Mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate. Aici e discuția reală. Pentru că în momentul în care... Eu de ce am luat cifrele astea? Ca să vorbesc pe cifre să nu greșesc. Din total, solicitări finanțare, noi am depus, noi județul Suceava, indiferent că vorbim de PNL, de PSD, am depus 559 de proiecte, din care s-au aprobat 254. Jumătate. Dacă vorbim de număr de proiecte, e 45,44%. Domnule, parfum. Dar dacă vorbim de bani, și aici am să intru în detaliu și pe zona Fălticeni, e 35,67%. Pentru că ei au fost foarte, foarte șmecheri. De exemplu, uitați la Bunești. Vă dau un exemplu, da? E localitate din colegiul meu și e și domnul Dolcean acolo, primar de-al nostru. Din 6 proiecte depuse, s-au aprobat 4. Deci, aparent, vei spune, wow, nu? Dar când vezi că, de fapt, s-au aprobat proiecte de valoare mică, și, de exemplu, dacă aveai depus un drum, ala nu, știți că nu s-a aprobat niciun drum. Aici e mare problemă. Pa, s-a aprobat. Cum? Mălin Borca, sper să nu greșesc. Bun, s-a aprobat face ceva. Face Consiliul Județean Parfum. Eu ce puțin la mine în colegiu au ceva, un pod pe la, prin oraș Fălticeni, dar în rest nu sunt drumuri. De exemplu, la Preutești, din 6 proiecte depuse, s-a aprobat unul singur, care proiectul ăla este reabilitarea clădirii primăriei. Bun. Ați înțeles? Bun. Păi asta nu-i dezvoltare, domnul cetățeanul pe acolo și uite, wow, frumos, vrenic primar. Adică noi tocmai spunem primăria încă o dată și nu avem drumuri. Exact cum baia este ABC-ul civilizației într-o locuință, așa și infrastructura este ABC-ul civilizației și dezvoltării într-o țară. Din păcate,
Exact la acest capitol, PSD-ul a întors spatele județului Suceava și aici, v-am spus, Dolhasca, 6 proiecte depuse, doar 2 aprobate. Uitați, Liteniu are cele mai multe proiecte, are 10, dar din 16 depuse, adică a fost și primarul Harnic. Dar, repet, uitați, Udeștiu, un proiect depus, unul aprobat. Problema este că PSD-ul se apucă de făcut stadioane, de făcut centuri grandioase la Târgu Jiu sau în Telorman și întotdeauna județul Suceava a avut de suferit. Din păcate, eu am fost, din păcate, repet, am fost profet în campania electorală când am spus clar că dacă va veni o guvernare PSD-ul, adio centura Sucevei. Și când am spus acest lucru, am și argumentat. Dacă mai rețineți... Da, ați spus asta la un moment dat. Că... Da, am să repet argumentarea. Atunci, în urma unei discuții directe între președintele Consiliului Județean Flutur și premierul României Cioloș, s-a stabilit luarea în... lucrarea în încredințare directă, cum se... Nu, cu regiei proprii. În regie proprie, așa, mulțumesc de ajutor. S-o cânte, deci, dar deci să facă ce ne-a de rău în regie proprie. Au început să lucreze, ei formează, da, iar lucrează, lucru, cum să vă spun eu, parafat. Când a venit PSD-ul la putere, primul om schimbat a fost cel de la șefia CNADR-ului. Una din primele decizii ale noului șef pus de PSD a fost anularea deciziei de a se finaliza centura Sucevei în regie proprie și din nou trimiterea spre o procedură greoaie care ne vedeți afară ce vreme bună de construite și centura stă părăsită, da, e un moment părăsită și vedeți în zona metro până la ieșirea spre Șchea cam ce trafic cu tiruri. Gândiți-vă toate tirurile alea dacă treceau pe acolo. Stați, cum mai avem, acum sper să am dreptate. Ieri un domn sărac, bănesc că nu și-a dorit el asta, a intrat cu combina, că pe unde se duce? Dacă aveai o șosea de centură, bănesc că oculeai Suceava. Dar el cu combina săracul pe la metro pe acolo, exploda roata, a blocat principalul bulevard al Sucevei de intrare dinspre Folticeni timp de câteva ore. Da. Toate tirurile mergeau pe Strada Victoriei, au intrat prin cartierul 8, unde se uitau copiii săraci de la spație de joacă, uite mama tirul. Păi și eu am fost unul din participanții la trafic care m-am dus prin 8. Ați beneficiat de această deosebit moment. Din păcate, această centură atât de necesară și pentru un aer și pentru un trafic respirabil Sucevei, este în continuare bătaia de joc a PSD-ului. Puteți face ceva, dumneavoastră, parlamentarii PNL-ului, că n-am văzut așa să vă legați cu lanțuri acolo de Ministerul de Transporturi și de Compania Națională de Investiții. Am făcut și în unele lucruri s-au și văzut. De exemplu, am văzut pe domnul Emilian Havrici de la PSD ieșind cu comunicate în care anunță că se finalizează pârtia de la Câmpul Lung, de parcă ar avea vreun merit Partidul Social Democrat. Adică eu am toată simpatia pentru domnul Havrici, suntem și vecini de scară la București, deci nu, e un domn simpatic. Dar haideți fiecare să ne asumăm, adică să nu ne lăudăm cu munca altuia. Da, da, deci, o să râdeți. Guvernul PSD a dat ultima tranșă de bani pentru... Dați-mi voie să mă și explic. Pârtea de la Câmpul Lung este în totalitate meritul muncii lui Gheorghe Flutur și Mihăiță Negură, ca să ne înțelegem. Acum, cum s-au întâmplat lucrurile? Vă rog. Deci este în totalitate meritul domnului Flutur și a domnului, dacă țineți minte, a domnului fostului primar de Câmpul Lung, a doamnei ministru a turismului pe vremea respectivă, care în momentul de față, blonda de la PDL, dacă mai țineți minte, doamna Elena Udrea, da, și domnul Constantin, care a fost primarul... Doamne, într-adevăr, un proiect inițial de Gabriel Șerban împreună cu Gheorghe Flutur. Constantin Gabriel Șerban a fost primarul Câmpul Lungului, a semnat acel proiect. N-a reușit să ducă până la capăt. Domnul Negru, într-adevăr, este unul dintre artizanii părții a doua a acestui proiect și el va fi beneficiar în integralitatea acestui proiect. Dar nu el este inițiatorul și nu el este artizanul acestui proiect. Aici vreau să ridic mâna să facem completarea de rigoare. Adică să nu-i luăm... Amândoi liberali. Da. Și domnul Negură și domnul Șerban. În 2012, guvernarea PSD a blocat orice investiție la pârtia de schi. Acum, în 2016, după ce s-a comunicat bugetul, s-a comunicat fără banii necesari finalizării primului tronson al pistei.
domnul Havrici și ceilalți parlamentari PSD de Suceava nu au scos niciun scânce de atunci. Atunci, parlamentarii PNL de Suceava, în bloc, am depus un amendament și pentru centură, că m-ați întrebat ce facem noi legat de asta, și pentru... Noi am depus atunci 5 amendamente. Dar demersul nostru a avut în special succes aici la Pârtea. Deci, în urma amendamentului parlamentarilor PNL de Suceava, guvernul a aprobat amendamentul nostru, un amendament la bugetul pe 2017, valoare de cât erau atunci banii necesari, dacă țin minte, în jur de... 7 milioane de lei, mi se pare. 8 milioane de lei, parcă. Ceva în zonă. Așa. Și după ce guvernul a luat act de amendamentul nostru și l-a acceptat și s-au alocat banii, lucrările acum se îndreaptă spre finalizarea primului tronson al pistei. Și acum apare domnul Havrici care spune că se termină primul tronson. Bun, eu înțeleg că ca și cetățean al zonei, că se bucură, a luat act ca și celălalt cetățeni, dar nu cumva să spună că au avut... Deci au tăcut mâlc când guvernul PSD nu a dat un leu pentru Pârtea de la Câmpul Lung, ca să fie clar. Au tăcut mâlc. Și domnul Havre și toți parlamentarii PSD. Parlamentarii PNL au depus un amendament care a fost aprobat legat de finalizarea Pârtei deschide de la Câmpul Lung. Și acum îl văd pe domnul Havrici că este comunicat. Foarte bine că probabil dânsul se bucură și de bucurie a simțit nevoia să comunice și cetățenilor. Dar ar fi bine în coada comunicatului domnul Havrici să mulțumească parlamentarilor PNL de Suceava pentru că au depus un amendament care a adus bani pentru finalizarea Pârtei de la Câmpul Lung. Haideți să ne întoarcem puțin la acest PNDL. N-ați reușit să, sau poate... Poate ați evitat deliberat acest lucru. Să comentați alocarea a mai bine de un sfert dintre bani Consiliului Județean. Deci asta e rău, domnul Chira? Tu, păi, asta vreau să ascult de la dumneavoastră. Eu nu pot să-mi dau cu părerea. De bea aștept să reveniți în postura de autor de emisiuni și să fiu și eu parlamentar ca să mă întrebați pe mine, să am și opinii. Nu da. Știu, eu vă întreb. De-aia vă întreb pe dumneavoastră. Și dacă îmi puteți spune ce anume l-a determinat pe guvernul acesta să aloce uneia dintre cei mai aprigi dușmani ai PSD-ului, și cred că nu aveți cum să mă contraziceți, domnului Gheorghe Flutur, această sumă de bani. Din 17 proiecte, 8 aprobate și multe de suflet, câteva proiecte de suflet ale domnului Flutur. De parcă ziceai că ăla e omul PSD-ului, nu e cel mai mare dușman al PSD-ului. Politic vorbind. Politic vorbind. Acum, sigur, nu e guvernul lui PSD și Consiliul Județean lui PNL. Cam așa puneți dumneavoastră problema. Așa este acum. Eu așa știu din... Bun, dar într-un stat modern, european, nu poți, adică celui mai mare județ din România să-i aloci 2 lei? Depinde... Păi tot dumneavoastră spuneți acum că sumă foarte mică. Din suma asta foarte mică. Un sfert o dai dușmanului politic? Să-i aloci... Nu poți să-i aloci aparatului de conducerea județului respectiv o sumă în bătaie de joc, pentru că nu știu, probabil undeva sub o anumită sumă se intră și într-o zonă a legalității. Probabil corect, sunt niște norme de împărțeală. Iar pe de altă parte, domnule Chira, știți foarte bine că mandatul domnului Nechifor, podul a fost transformat în birouri ca să mai umple Consiliul de Angajați. Știți foarte bine că domnul Nechifor a făcut angajări pe bandă rulantă, dânsul știe din ce motive, poate vom afla și noi. Deocamdată eficiența clar nu s-a văzut. Iar în momentul în care a venit guvernul PSD și a aprobat niște măriri de salarii funcționarilor din Consiliile Județene, nu au dat și banii, nu au alocat și banii necesari. Iar cum au fost obligați să vină și cu niște... Da, dar PNDL-ul nu le asigură. Știu, nu sunt bani pentru salarii. Știu ce spun. Dar tocmai ca să poți debloca activitatea în zona investițională. Adică în momentul în care tu ai obligat un Consiliu Județean să ia banii... Așa, fel, domnule, hai să le dăm, nu ne putem bate joc până la capăt de Consiliul Județean. Cam ceva în genul ăsta. Păi cam așa și este. În momentul în care te-ai obligat să taie toate investițiile pentru că tu ai mărit salariile fără să oferi suport financiar în spate... Aici aveți dreptate. Era și normal să dea niște bani. Mai ales că totuși PSD-ul în județul Suceava la alegerile parlamentare a obținut un scor bun. Adică era culmea să-și bată joc până la capăt. Ei își bat joc cam așa, cam 70-80%. Adică 20% la care nu-și bat joc e acest subiect pe care l-a spomenit dumneavoastră. Sunt bani dați totuși adversarului politic, fără să vrei. Găseai un motiv să nu-i dai pentru drumul Mălin Borca. Că de-i dădeai pentru altceva. Erau 17 proiecte acolo. Toate chiar nu puteai să-i dai pentru altceva. Spuneai, domnule, uite, așa l-am considerat noi. Eu încerc să bag bățul prin gard, vedeți foarte bine. Eu încerc să
De ce drag, adică dragul ăsta? Dragul pentru Gheorghe Fluturi s-a văzut și nu s-a văzut pentru municipiul Suceava. Că aș vrea să discutăm după aia și municipiul Suceava. Suceava n-a primit. Iar mă duceți spre municipiu. Dar ați făcut emisiune cu domnul Hașoschi. Eu am 12 localități în zona Fălticeni. Haideți să domnul mergem mai departe cu PNL. Pe principiul ăsta, nu era din punctul meu de vedere corect ca PNL-ul să dea un comunicat. Știți, mergem pe logica dumneavoastră de la domnul Havrici, în care se mulțumească guvernului PSD că le-a rugat fonduri. Aici probabil ține și de un mod înțelept a domnului Flutur de a conduce ostilitățile în Consiliul Județean, ca să zic așa. Am dat mai devreme exemplul opoziției din Consiliul Local, care s-a dovedit una total nefericită și total neconstructivă pentru binele municipiului. Dacă vorbim de județ, dumneavoastră ați pomenit mai devreme de un personaj politic, de domnul Bobi Cușnir, nu? Da, doamne, așa, președinte, Consiliul Județean, dar. Care este Consiliul Județean și rețin că nu de mult domnul Cușnir a venit cu o propunere în plenul Consiliului Județean și domnul Flutur a spus da, domnule. La care din ele, că sunt mai multe? Nu știu, să nu se dea, nu știu, să nu se mărească nu știu ce indemnizație. Salare, altă dată pistele că de biciclete, au fost așa, multe proiecte. Au fost mai, asta am vrut să spun. Adică, dacă domnul Flutur gândea ca PSD-ul din Consiliul Local, la orice propunea PSD-ul, spunea nu. Nu, domnule, nu. Nu, că eu sunt Flutur și am câștigat alegeri și cât sunt eu, nu fac nimic din ce spune PSD-ul. Dar nu. Domnul Flutur a avut o atitudine, da, și un mod de lucru constructiv, în care... De câte ori PSD-ul a venit cu un lucru care dânsul a considerat că e bun pentru Suceava, a spus, da, domne, e un lucru bun, chiar dacă vine din partea PSD-ului și hai să-l facem așa pentru că așa e bine pentru județ. Poate și acest lucru a contat în ecuația de care vorbiți dumneavoastră. Dar revenind la comparația între... Ar trebui să se uite opoziția din Consiliul Local Suceava la cum se colaborează în Consiliul Județean și să nu mai facă astfel de gesturi necugetate care... Până la urmă va costa politic, să știți, pentru că cetățenii nu uită. Tu numai de dragul de a te da tu gică contra, ne-ai lăsat fără locuri de parcare. Pentru că locurile aia de parcare, în momentul în care intră în administrarea primăriei, se și poate investi în ele. Asta nu s-a spus. Că așa el când ea nimănui acolo... E făcut... un bucate de teren care nici nu e registrat în niciun fel. Asta spun. E niciun fel nu e registrat. Dar în momentul în care tu poți să-l pavezi, poți să-l trasezi, adică transformi niște locuri de parcare așa precare în spații moderne de parcare. Asta n-au văzut cei de la PSD. Bun, că acolo poate n-a fost o virgulă pusă bine, habar n-am, nu sunt în domeniu, nu mă pricep. Păi trebuia domnul Mocan să spună, domnul, virgula asta nu-i bună și hai să-i dăm drumul. Nu să respingi proiectul în totalitate. Păi cine are de suferit din treaba asta? Nu cetățeanul? Inclusiv cetățeanul care a dat votul pentru ca domnul Mocan să fie consilier are de suferit. Am văzut în alocarea aceasta PNDL și în argumentația dumneavoastră faptul că, într-un fel sau altul, susțineți logica domnului Cătălin Chifor, care l-a cam, pun ghilimele de rigoare să nu să mă ierte domnul Chifor dacă nu asta și-a dorit neapărat, l-a cam altuit pe domnul Stan cu argumente tehnice irefutabile până la un punct. 100% de acord cu argumentele și 100% nu a făcut-o din bună intenție domnul Nechifor. Deci, unul la mână. Dacă domnul Nechifor... Păi ce vrea, să fie dat afară? Stați, ziceți, haideți că m-ați mai strânit iarăși. Nu, dacă domnul Nechifor o făcea doar din spirit civic și pentru binele cetățeanului, poate ar fi spus-o la partid sau poate ar fi spus-o într-un alt mod. Faptul că azi este domnul Stan în presă și spune Suceava a primit cea mai mare sumă din România. Lucru real la prima vedere. După aia când compari mărimea județelor pe bani, nu, eram pe ultimul județ. Pe analiza domnului Nechifor, care v-am spus. Aici vorbim de intenție. Adică e aia cu muști mâna care te-a hrănit, nu? Da, de reu nu domnul, se face treaba asta. Gândiți-vă că domnul Stan, când a devenit președinte al Partidului Social Democrat, da, în vara lui 2016, a avut o mână liberă totală de la București. Deci chiar a făcut ce a vrut. Ca drept dovadă că l-a pulverizat pe domnul Donțu, nici n-a stat de vorbă, și dacă voia, îl scutea și pe domnul Nechifor din politică. Dar domnul Stan ce a făcut? A spus, lasă-mă, Cătălin, cu toate că ai avut performanțe zero, l-am îngheiat pe Crește și l-a pus pe locul 3, nu? Parcă de unde știți asta? Păi asta am văzut, ne-ați văzut listele? Sau pe cât a fost domnul Nechifor? Pe 3. Așa. Asta apare la prima vedere. Cum îl răsplătește domnul Nechifor? Cu prima ocazie, ia lopata și îi dă în cap lui Ioan Stan. Poftim caracter. La bă, nu, asta înseamnă caracter, domnul... Democrație, domnul deputat. În partidul PSD este democrație. Păi, no. Partidul Social
Sunt oameni cu caracter foarte în PSD. Democrat. Nu e adevărat. Sunt oameni ca... Deci nu puteți spune că toți PSD-iști au caracterul lui Cătălin Nechifor. Nu, aici nu sunt de acord. Dar totuși, vedeți, într-un fel vă și contraziceți, pentru că spuneți că argumentația e corectă. Singurul care a avut curajul din PSD Suceava să spună: "Da, domnule, haideți să spunem, să dăm cărțile pe față și să nu mai că nou s-a gândit nimeni, punem mâna pe lopată și să dea cărțile pe față cu domnul Stan și nu a ieșit." Dumneavoastră era să zic dumneavoastră să înțelegeți, dar știu că înțelegeți, mă provocați. Deci azi domnul Stan iese în presă și el iese a doua zi cu această... E nu chiar a doua zi, după ce s-a publicat toată lista, că s-a făcut o comparație foarte corectă. Corectură în care efectiv îl... Îl desfințează pe domnul Stan. Îl desfințează, da. Păi și în loc să-l aplaudați, îl huiduiți? Este intenția dumnealui este de subminare a domnului Stan, nu de binele județului. Aici sunt două variante, domnul Chiera. Ori domnul Nechifor încearcă să-și facă loc în noua construcție unde deja sunt câțiva pretendenți de care am vorbit mai devreme. Vorbiți de Pro-România, domnului Ponta Constantin, da? Ori încearcă domnul Nechifor să-i arate o pisică domnului Stan în care îi spune: uite cam ce sunt eu în stare, cam ce pot să fac. Gândește că în toamnă va fi o hemoragie în PSD și eu pot să plec acolo lângă Valentin Popa, Maricela Cobuz, Ovidiu Donțu și cine o mai fi. Și dacă tu, Ioan Stan, nu te poți frumos cu mine și nu mă promovezi în partid și nu-mi dai mai multe, nu știu ce vrea. Nu știu, domnul Chiera. Ar fi interesant să știm ceva, dar ceva vrea. Așa? Cam asta s-ar putea întâmpla. Bun, varianta întâi ați expus-o. Mă duc încolo, îmi fac lobby. E simplu. Cel mai mult este ascultat. Și cum îmi fac eu lobby? Prima dată îi dau cu lopata în capul ăla care m-a pus pe listă. Deci domnul Stan putea să-l scoată din politică. Așa. Păi, avem exemplu Donțu? Dar și eu l-am criticat pe domnul Stan. Putea să-i facă domnul Stan și lui Cătălin Nechifor ce a făcut lovitul Donțu? Da, nu i-a făcut. De ce? Înseamnă că a crezut în el. Cum l-a răsplătit domnul Nechifor, domnul... Dar poate votul primarilor. N-a avut... Poate l-a susținut primarul. Știți că a fost un vot la Drumbrăveni, acolo cu... Păi poate l-a fi susținut un primar de la Dumbrăveni. Dar că nu s-a respectat lista de la Dumbrăveni. Înseamnă că domnul Nechifor e deputat de Dumbrăveni atunci. Nu, de Dumbrăveni. Toți sunt deputați și senatori. E momentul păi nu, Dumbrăveni. Da. Țineți minte. Uitați, și eu am aici o listă cu 12 localități unde în campanie acolo m-am axat. Pentru că toți avem o zonă care, pe care o reprezentăm. Ca așa cum e domnul Nechifor să fie de nicăieri și pretutinde. Știți că n-aș mai vrea să mai discutăm mult despre domnul Nechifor. Păi nu, dar dumneavoastră ați adus. Da, da, trebuie să susține Dumbrăveniu. Păi, eu mă gândeam că acum să-i faceți o ofertă să vină în PNL. Vorbește atât de frumos împotriva domnului Stan, dar dumneavoastră văd că nu faceți. Da, dar mă îndoiesc de bună intenție. Adică nu faptul că domnul Stan nu dorește binele județului Suceava la... deternat pe domnul Nechifor să aibă aceea și Republica, asta încerc să vă explic. Ci faptul că dânsul din arivism a făcut-o, ca să fiu mai clar. Adică dânsul a vrut să-și facă loc, cum e aia când calci și pe... Cadavre? Cadavre, așa. E, nu e caz aici. Păi nu. Păi întâi trebuie să-l transformi în cadavru ca să poți călca pe el. Ați înțeles? E în procedura de... Îl vedeți pe domnul Nechifor apucându-se de o nouă construcție politică? Dumneavoastră îl vedeți pensionându-se? E clar că domnul Nechifor vrea ceva. Acum nu știu, mă pune să intru prea adânc în... Dar e clar, un singur lucru este clar, care pe noi, cei din PNL, nu poate decât să ne bucure să ne luăm popcorn să ne uităm. Deci domnul... Păi, sunteți singurul parlamentar. Domnul Nechifor a luat târnăcop și a dat în ceafă domnului Stan. Acum vedem continuarea. Ce va urma? Știți cum e? Ce va urma? Deci domnul Stan, poftim? Ce va urma? Asta vreau să spun, domnul Stan nu e născut ieri. El nu-i preot, să știți, el nu iartă așa ușor. Unul la mână nu-i preot. Doi e la un fel mână, de patriarh al PSD-știilor. Domnul Stan e prea bătrân și prea hârșit ca să-i arate Cătălin Nechifor ca să arate Cătălin Nechifor pisica. Și trei la mână, eu știu că domnul Stan nu repetă o greșeală. Deci dacă a greșit odată că i-a conferit încredere lui Cătălin, cu siguranță nu va greși a doua oară. Așa că, dacă... Dumneavoastră știu că mai jucați la pariuri sportive, nu? N-am jucat niciodată la pariuri. A, nu. Vă confund cu un coleg de breaslă care... Nu sunt pariuri la pariuri sportive. Nu mă pricep sub nicio formă la pariuri. Știți că era aia cu 1x2? 1x2. Știu cum se joacă, dar nu știu eu, sportul pe din afară. Deci dacă domnul Cătălin Nechifor alege să se ducă în aripa care se rupe din PSD, atunci e clar dânsul practic a dat o lopată înainte de plecare domnului Stan ca să-și facă lobby în fața noilor părți. Nu, dacă dânsul decide să plece. Păi pierd un vot. Nu-l dă afară nimeni, nu-l dă afară. Dar dacă domnul Nechifor va rămâne în PSD, atunci eu parez pe domnul Stan. Știți că este singurul parlamentar PNL de Suceava care a criticat această alocare de fonduri pentru județul Suceava?
Și o faceți acum? Da, domnul Nechifor a ieșit atât de prompt în al... Că era păcat să-i lăsa. Adică, de ce să punem în umbră acest război intern? Aici a fost și o strategie politică. De ce? Când ieșeam și noi PNL-ul să atacăm, se amesteca și domnul Nechifor printre noi. Nu, am lăsat pe domnul Nechifor ca să vadă clar că domnul Stan este atacat din interiorul propriului partid cu această declarație a dumisale că Suceava a primit cea mai mare alocare de fonduri. Iar domnul Nechifor a venit cu cifre corecte. Se recunoaște. A făcut o analiză comparativă foarte exactă. Foarte corectă. Adică noi cei din opoziție n-am apucat încă să ne facem bine strategia de răspuns, că dânsul a și ieșit cu... Păi aici aveți dreptate. Un sfert din buget alocat. Că ați fost și ușor critic și ușor ironic, dar aveți dreptate. Domnul Nechifor a avut cea mai prontă și clară și eficientă opoziție la domnul Stan după declarația dânsului cu finanțarea PNDL. Să știți că m-am chinuit așa, m-a ispitit pe un parlamentar, pe aici, pe acolo, din opoziție. Doamne, să vedem ce sunt. Domnul Flutur, nu mai spun, domnul Flutur, vă dați seama. Mâine are de împărțit ăștia 258 de milioane. Are buget, are treabă acum. Cum a spus și dumneavoastră, domnul Flutur, acești bani poate împărți doar pe investiții. Ceea ce e un lucru bun, foarte bun. Profund liberal. Exact. Deci vedeți că face PSD-ul lucruri frumoase pentru județul Suceava. De-aia. Cum să vă spun? Acum, să spunem că PNL-ul face 100% numai lucruri bune sau PSD-ul 100% numai lucruri proaste, nu putem. Oricât am fi de subiectiv. Pe zona dumneavoastră și a domnului Stan și Rădulescu, cum stați cu alocările? Păi, Dolhasca, 6 proiecte depuse, 2 aprobate. Fălticeni, 5 proiecte depuse, 2 aprobate. Liten, 16 proiecte depuse, 10 aprobate. Fântânele, 2 depuse, 1 aprobat. La Fântâne, ca să vă dau exemplu, era un drum și o școală sau un dispensar, o clădire oricum. I-a dat numai clădirea care era așa și drumul care era așa. Deci, ca să vă spun în cifre să înțelegeți mai exact, proiectul pentru clădire era de 700.000, proiectul pentru drum era de 5.100.000 și ceva. Fântânele a PSD-ului sau a PNL-ului primar? Ia PNL-ul, domnul Vasile Hâjă. Nu se putea, da, chiar așa. Păi asta vă spun, adică, domnule, din 2 proiecte ți-am dat unul, pare jumătate. Dacă nu proiecte de 700.000 și ăla de 5.000.000 și ceva, ați înțeles șmecheria... Trebuia să pune numai unul și gata, era... Păi, da, ăla... E, de adevăr, e... Da, din 2 depuse... Doar unul și ăla mic. Da. 6 proiecte depuse de Bunești, 4 aprobate, dar toate 4 școli și grădinițe. Deci niciun drum, Bunești, niciun drum, niciun drum la Bunești. La ce? Buneștiul e PSD. E domnul Dolcean, primar PNL. PNL, e dumneavoastră, da. Dolheștiu, 9 proiecte depuse, doar 2 aprobate. Primar PSD, nu? Da. E PSD, nu, la Dolheștiu? Parcă așa știu. E PSD sau ALDE? PSD, parcă. ALDE a primit, toți primarii ALDE, ce au dorit, au primit. Da, cât sunt? 3. No. 3 au pus, 3 au primit. Păi când, eu cum zic, dat un proiect? Când grija ta e să mulțumești 3 primari, credeți-mă că e ușor. Da. Când ești partid mare și ai 10 de primari, e mai greu. Am dat, a fuzionat cu domnul Băișanu de nou, să vedeți ce frumos o să fie. Sigur că da. Acum, știți, depinde cum cine absorbe pe cine. Hârtopu, un proiect depus, unul aprobat. Preoteștiu, 6 proiecte depuse, aprobat doar unul, care ăla e clădirea primăriei, vi l-am exemplificat mai devreme. Vadul Moldovei, unde locuiesc eu, 3 proiecte depuse, 2 aprobate. Verești, 5 proiecte depuse, 2 aprobate. Vulturești, 6 proiecte depuse, 3 aprobate. Din păcate, nu s-au aprobat drumuri. Cum vi se pare când aveți cifrele astea? 6 depuse, 2 aprobate. Adică, cum vi se pare în balanță cu declarația domnului Stan? Dar cu dumneavoastră, de ce sunteți răutăcios? Că până la urmă trebuie să convețuiți cu domnul Stan pe colegiu. Și nu cred că o să vă lase domnul Stan să-i furați caimacul de pe colegiu, să spună, domnule, dacă nu era domnul Gheorghiu, nu mai venea niciun ban aici. Totuși, până la urmă, într-un fel sau altul, el e patriarhul fondurilor care vin de la București. El e clar patriarhul fondurilor, aici a spus bine. Și v-am spus, eu cu domnul Stan am o relație foarte bună în perioada aceasta, pentru că domnul Nechifor îi face o poziție atât de virulentă, încât eu chiar par un prieten în comparație cu ce face domnul Nechifor, știți? Da, înțeleaptă atitudine să-ți lași adversarul să greșească și să nu-l deranjezi atâta timp cât vezi că el greșește. Asta e stilul italienesc de fotbal, nu? A, într-o anumită măsură, da. Știți foarte dar, din păcate, poate, dacă o să doriți și dumneavoastră, sigur că sunteți moderatori, eu am și calendarul cu luna diaspora. Dacă o să vă intereseze anumite evenimente,
Eu asta am vrut să spun. Din păcate, centura Sucevei pentru mine este o mare amărăciune că am avut dreptate în... O face domnul Stalan. Dacă PSD-ul ținea la Suceava, o lăsa CNADR-ul în regie proprie și la ora asta era gata. Aveți cuvântul meu de onoare. La ora asta era gata centura Sucevei. N-aveam nici combină cu roată spartă care să rupă un Fiat în două de rau, să moară și oamenii aia nevinovați. Nu aveam nici tiruri, coloane de la Lidl până la metro. Nu aveam toate lucrurile astea. Dacă PSD-ul îi păsa de Suceava, ce-a făcut prima dată PSD-ul? A pus un director nou la CNADR, l-a schimbat pe ăla pus de Cioloș, care ăla semnase ordinul de terminare a lucrării. E 80% finalizată, mai e 20%, nu? A spus, gata, domnule, hai să, dacă e 80% finalizată, să o terminăm în regie proprie, era și firesc să facă așa. Vine PSD-ul, nu, domnule, nu. Nu, acolo trebuie licitație, lăsați așa banii, lăsați acolo. Chipurile au alocat pe hârtie 8 milioane, dar știți foarte bine că nu se pot cheltui, că nu vor fi gata licitații, în timp ce în județul Teleorman, iată, autostrade. Domnule deputat, nu știu ce vor să cheme pe Ronaldo, pe Messi, că a văzut că fac stadion acolo. Dar eu am colegi de... Eu am stat în cămin când am făcut facultatea la București, am avut coleg de cameră din județul Teleorman. Deci, vă spun, sunt zone în care încă mai aruncă cu surița după păsări, adică și lor... Da, în fine, nu mai zic nimic. Domnule deputat, luăm câteva secunde de publicitate, doamnă și domnilor, revenim în câteva momente.